Fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, a tras un semnal de alarmă cu privire la riscurile la care se supune România odată ce va ajunge la președinția Consiliului European. În trei luni preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene, noi o țară care avem tentative de asasinat la cel mai înalt nivel politic și lovituri de stat în derulare. Iertați-mă, nu că n-ai avea ce să discuți cu o astfel de țară, dar este relativ inconfortabil să o așezi la decizie până la urmă, să ai cât de cât un oarecare interes în ceea ce privește relevanța mesajului pe care o astfel de țară îl poate transmite. N are importanță sunt sunt reale, nu sunt reale. Se presupune că atunci când conduci o țară, o conduci serios și responsabil, a declarat Cristian Deaconescu într-o emisiune televizată. Acesta a venit și cu o soluție propusă, spune el, de ambasadorii României, care însă nu este văzută cu ochi bun de guvern. Dacă este discuți cu ambasadorii României să mă ierte, nu bat câmpii, dar nu-i pot nominaliza, că mâine îi da afară și sunt ambasadori excepționali, ei spun așa, măcar președinția asta care urmează să ne lase să o ducem noi. Dar vin peste noi tot felul de neaveniți cu tupeu, extrem de aroganți, iar noi, venind ei din partea guvernului, din partea autorităților de stat, noi în mod natural trebuie să aplicăm indicațiile, trebuie să le aplicăm deciziile, a mai spus fostul ministru de externe. Cristian Diaconescu susține că un bun exemplu pentru România ar putea fi Belgia, care nu avea guvern când a fost la conducerea Uniunii Europene, dar s-a descurcat impecabil pentru că a fost condusă de diplomați. În aceeași situație a fost și Cehia, unde președinția Consiliului European a fost dusă de tehnicieni.